venit cu suflanta aia, a început să facă curățenie, a ridicat până sus pe terasă, nor de praf. M-a încercat cu ele, am explicat. Nu se face așa. Este o preocupare principală și permanentă curățenia. Da, aveți dreptate. Vin cu suflantele alea și fac un nor de praf. Ar trebui evitată chestiunea asta. Iar cum am putea să o evităm este prin a face orar de curățenie și a putea să trecem cu periile care au aspirator și filtru și care rețin praful, să trecem și prin parcare. La New York și la Paris ai program aici la parcare și zici așa, marțea între 10 și 12 este oprirea interzisă. Pentru că marțea între 10 și 12 vine peria aia mare de pe bulevard, are, așa era ea programul, și trece pe aici și mătură și perie și aspiră tot. Am o problemă reală pentru că am montat astfel de indicatoare în sectorul 3 în anumite parcări și am o reticență din partea cetățenilor ceva greu de imaginat. Dar dacă nu o să reușim treaba asta, nu o să scăpăm de acei nori de praf. Fără suflanta aia, imaginați-vă cum să ia cu mătura de sub mașină. Revin, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, clar ar trebui făcut ceva, noi facem în acest sens, dar încă avem în continuare o mare problemă de mentalitate. Ce mă deranjează pe mine primărie? O să pui treaba lor să facă ei curățenie, cum or ști ei că nu-i treaba mea. Iar mentalitatea asta nu e tocmai constructivă, pentru că e treaba fiecăruia dintre noi și ce îmi spuneți dumneavoastră mă determină să insist în continuare fix pe ideea pe care știu eu că e varianta corectă. Să vină mașina cu peria, lăsând la o parte că sunt că absorb praful și îl rețin în filtru, sunt și mult mai eficient pentru că o mașină din aia îmi face cât 30 de muncitori. Și mă costă la 10% decât mă costă cei 30 de muncitori.